ce se întâmplă cu această echipă minunată, spun eu, pentru că acest dans, cel mai apreciat dans al lor de până acum, s-a repetat. Să vedem care e părerea voastră. S-a repetat și s-a îmbunătățit. Păi. Pentru că era firesc să fie așa, ar fi fost nefiresc să fie invers. La ritmul în care ei evoluează, la ritmul în care, așa cum spuneam și mai devreme, eu sunt șocat de chestia asta, că deja pentru voi nu mai e un challenge să patinați. Aproape e un challenge să vă iasă foarte bine figura la care abia stăteați pe picioare acum câteva săptămâni. Da. Și asta impune respect, cel puțin de la mine îl aveți 100%. Îmi place evoluția, e adevărat că emoțiile încă se văd, dar e o diferență uriașă. Și cred că acesta este marele câștig, faptul că deja voi nu vă mai gândiți să patinați, ci dansați cu adevărat în finala asta. Și într-adevăr au rămas cele mai bune perechi în finală, iar asta se vede chiar aici pe gheață. Zioase! Țin minte când am făcut numărul că deci eram cel mai obosit și acum sunt foarte relaxat că am după atâta timp ce am avansat, te simți mai relaxat și simt ca alunec. Eu am impresia exact. Că de-abia acum începe distracția. De-abia acum dai drumul la dans, știi? Da, de alunecare să vedem, mai avem. Până la alunecare. Cunosc eu doi oameni care vor să vorbească despre alunecare. Până atunci, Elvira, ție cum ți s-a părut? Da, se numește memorie musculară asta, știi? Când repeți un lucru de multe, multe ori, după aia nici nu te gândești și ai tot timpul să interpretezi și uite, tu ai reușit să faci asta din nou. Ne-ai oferit o porție de umor de care am avut nevoie și de fiecare dată este una savuroasă din partea ta. Și ce apreciez foarte mult că ai, știi, o limită, știi? E o limită extrem de finuță între un umor exagerat și o interpretare exagerată, știi? Tu o simți foarte tare și foarte bine și atunci dansul al tău are un dozaj, da? Interpretarea ta are un dozaj potrivit. Lucru pe care eu apreciez foarte mult, pentru că nu toți au acest dozaj. Iată, mie mi-a plăcut foarte mult iată dansul. Iată o altă caracteristică care s-a pus în seara asta, dozajul, extrem de important în orice act artistic. Bun, Simona! Eu ador ideea asta, să vă văd patinând pe același program de mai multe ori. Noi asta facem la antrenamente, noi antrenăm un program pentru un sezon întreg ca el să devină din ce în ce mai bun. Corect. Asta s-a văzut și la voi. Ador să te văd alunecând și să te văd pe muchii interioare, exterioare, fluent, cursiv. Și mie îmi place de nu mai pot da, acum când da. Simt. Acum înțeleg când îmi spuneați, trebuie să alungi și ziceam, ce să alung unde? Că eu încerc, dar nu înțelegeam. Dar acum când încep să simt și tot nu este 100% bine, că îți trebuie ani de practică. Dar se vede foarte frumos pe gheață și deja, chiar dacă voi nu vă găsiți unul cu celălalt, faceți în așa fel încât lucrurile să arate foarte bine. Și e clar că lucrați în pereche, mie mi-e imposibil, da? Am intrat și eu pe gheață și am văzut cât de greu este în pereche. Este foarte, foarte greu. Și apreciez asta și vă felicit încă o dată și felicitări pentru stilul, că deja ai un stil în patinaj. Bun. Da, sărmâna. Văd că avem o discuție așa de complezență, doar că e aparentă pentru că tensiunea este atât de mare. Astăzi seara aflăm mari câștigători ai concursului nostru, dar până atunci mai e ceva. Cornel Gheorghe, te rog să încheie jurizarea. Am revăzut cu mare plăcere acest program și, sincer, a fost mai bun decât primul. Vă felicit. Oase, într-adevăr, aluneci, patinezi. Și se vede acest lucru, ți-am spus de la primul program. Iar acum ce spunea și Mihai, acum ați început să dați importanță la detalii. Te-am văzut la acele aterizări de la acel tulup cu tulup, mult mai așezat, mult mai controlat. Și asta face să patinezi, să ai control, să aluneci și să ai acea execuție foarte bună. Și mult, mult, mult antrenament. Mult de tot. Mult antrenament, da. Antrenamentul se cam termină pentru concursul nostru da. Astăzi seară, dar notele nu se termină. Aici, Mihai? 9,5. 9,5. Elvira? 10. Wow! 10! Simona? 9,5. 9,5? Cred că nu s-a dat vreo notă mai mică de 9,5. Nu.
Nu. Până acum nu. Hai să ne contrazică Cornel. 9,5. 9,5. Nu ne-a contrazis. Totalul este de 38,5. Wow! Wow! Felicitări! Deci cu acest... Bravo! Cu acest juriu ați terminat deocamdată. Depinde ce fac și cei de acasă. Felicitări încă o dată pentru... Oasă.